Bună seara! Bine ați venit într-un număr atât de mare la lansarea de astă seara a lui Andrei Zbârnea. Alături de Andrei și de mine se mai află Simona Popescu, scriitoare și profesoară la Uni. Nu zic mai multe. Și Sorin Despot, poet la rândul lui. Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați cu parcursul literar al lui Andrei, Andrei Zbârnea a mai publicat două volume de poezie, Rock în Praga și Kazim, ambele apărute la editura Herb Bennett. Poeziile sale au apărut de altfel mai multe reviste literare, dintre care Zona Nouă, Duke, Ramuri, Zona Literară, Tribuna, Poezist Internațional și cred că lista România Literară. Și cred că lista ar mai putea continua. De asemenea, amintim că poeziile sale au fost incluse într-o serie de antologii, printre care cele mai frumoase poeme din 2011 apărut la editura Dragus Arte, cele mai frumoase poezii ale anului, antologia apărută la Adenium în 2014, Ziduri între vii, Zona Publisher 2015, și Rezist, apărut anul acesta, la Barela 45. Dar astă seară ne aflăm la lansarea noului lui volum de poezie, Turneul celor 5 națiuni, apărut la Fractalia, proaspăt scoasă din tipar. Și aș vrea să vă spun că până să primez manuscrisul lui Andrei Zbârnea, nu știam de Turneul celor 5 națiuni. Ei, și aș vrea să spun că volumul acesta de poezie este un fals volum despre, un aparent volum despre sport, cum ar lăsa să se înțeleagă titlul. Pentru că volumul pare a fi scris mai tot timpul, cu un ochi foarte atent și foarte critic la jocul actorilor de pe ecran. E un volum care prospectează mai degrabă o realitate sociopolitică, tot timpul ecranată, mediată, trecută prin filtru catodic, scurcircuitată de un soundtrack lăsat parcă pe shuffle de la Rihanna la Ella Fitzgerald. În plus... Lady Gaga, cred că am confundat Bad Romance. M-am blocat și eu puțin, că nu era... Bad Romance cu... În plus, volumul abundă de intertexte și referințe la regizori și filme de Bergman, Lars von Trier, Tarantino și așa mai departe. La show-uri TV, precum Hunger Games sau seriale precum House of Cards. Volumul practic devaluează și livrează o întreagă cultură pop a omului alienat, aflat în era capitalismului exacerbat, mercantil. Avem tot timpul astfel impresia că citind poemele lui Andrei ne aflăm practic în fața unui televizor și că posturile practic se schimbă așa de la unul la altul. Asta și pentru că, de la un post la altul, pentru că Andrei mapează și inserează, încarcă în discursul poetic structuri discursive aparținând unor zone pe care le-am crede total diferite sau străine poeziei, precum marketingul, PR-ul sau biomedicina, și de altfel și discursul paraliterar, livrând practic și bucăți din jurnale. În plus, Andrei scrie o poezie documentată, tot timpul documentată, research peste research, unde eul poetic, care tot bânde poezia și discursul poetic actual, mainstream, este parcă subtilizat, estompat, voalat, trecut în urma scriturii. De altfel, mi-a plăcut foarte mult volumul lui Andrei, pentru că
vine la sfârșit și cu o bibliografie selectivă. Dar n-aș vrea să o mai lungesc și să-i las pe invitații de lângă Andrei, aici de față cu noi, să spună mai multe cuvinte. Bună seara! Sunt onorat să mă aflu aici. Îmi folosesc chiar vocea de ciocolată caldă pentru dumneavoastră. Sunt Sorin și l-am cunoscut pe Andrei în urmă cu aproape un deceniu, în vremea când decisese să se apuce de poezie în propriile cuvinte. Ba, chiar la finalul micului meu discurs am de gând să vă citesc, să vă dezvăluiesc ce mi-a scris pe prima pagină a volumului pe care mi l-a dăruit. Vă mărturisesc că îl văd aseară prima oară în carne și oase, da? În tipăritura. Citindu-l până acum doar în manuscris. Pregătisem câteva idei de la care să pornesc, pe care să vi le propun, însă în urma discursului tău, Anca, sunt cam pale și am să încerc să vorbesc mai mult din inima, dintr-o zonă pe care Andrei oricum o evită cu grație în poezie. Andrei e un cerebral, un ambițios, un individ foarte serios, care a reușit în minunăția asta de deceniu să treacă de la o simplă pasiune pentru poezie la un poet în toată firea. Să evolueze și să-și propună să facă din demersul ăsta un demers de învățare continuă. Poezia nu e duioasă, nu e aceea cu ochii dați pe spate, cum bine spunea când cândva cineva. Nu. Poezia e multă transpirație și lucru cu textul. Ori Andrei Zbârnea dovedește un alt grad de profesionalizare a scriiturii. Îi iese și exercițiu și ambiția asta fără sfârșit de care dă dovadă l-a adus în punctul în care, deși inițial o puteam face, astăzi n-aș mai putea să-l învăț absolut nimic pe Andrei Zbârnea. În aparență timid, numai că pare timid doar fiindcă își ține gesturile foarte aproape de piept. Ține poker face-ul ăla. Mi-e foarte drag că exercițiul ăsta al interacționării în cenacluri, în spații în care se discută despre poezie, a dezvoltat spiritul ăsta critic pe care îl folosește astăzi în poezie. Mi-e drag că poezia lui Andrei Zbârnea instrumentalizează poezia. Nu e poezie de dragul poeziei. Poezia e un mijloc, un mijloc de comunicare. Ba mai mult, pregătirea asta în spațiul al marketingului și al comunicării, da, drag Andrei, te face și un bun navigator al spațiului cultural. Motiv pentru care, iată, ne număr mare astă seară celebrându-l. Să mă leg totuși de o idee, două de aici. Am notat aici că Andrei se ferește cu bună știință de tribulațiile duios lunare ale compătimirii și autocompătimirii. Nu-i plac jucăriile astea siropoase. E o poezie tăioasă, neiertătoare. Abundă de imagini, de fanopea. Ca la Pound, cred. Ba, chiar că am zis Pound. Recunoști poezia și spunea Pound în momentul în care simți că mulțumită ei crești un pic. It creates a growth. It creates the sensation of a sudden growth, spunea. Poezia bună nu e nici minoră, nici majoră. E vie sau nu? Ori, prin tematică cel puțin, e extraordinar de la zi, e contemporană cu ea însăși poezia lui Andrei Zbârnea. Încă din modernitate, poezia pe care o scriem și încercăm să o facem cu creier,
se face în zona avantgarde, ceea ce înseamnă că trebuie înainte de toate să te pui la punct cu instrumentarul de vârf, cutting edge, state of the art al poeziei. Și aici excelează Andrei Spurnea, pentru că înainte să se apuce să scrie o carte, o documentează, nu numai în sensul populării cu teme și tematici contemporane, ci și în sensul folosirii unor procedee corect. Și procedee, de altfel, de subtilitate admirabilă. Nabokov spunea că poezia bună se citește cu și raspinări. Da, literatura, e adevărat. Literatura bună se citește cu și raspinări. Am mai notat ceva aici, de la Ian Sexton, care spune că atunci când nimerește o poezie bună, simte că îi se deșurubează capul. Senzația asta pe care o dă poezia bună, de reacție fizică de-a dreptul, am întrezărit-o aici. Și pentru mine e suficient. Nu trebuie să fie entertaining poezia, ci trebuie să creeze o reacție chiar și fizică în individ, în cititor. Ori, cu atât mai potrivită mi se pare tematica, sportul. A ales locul comun ca pretext și, paradoxal, nu a făcut din cartea asta un proces comercial. Adică, ai fi putut la fel de bine să încerci să faci o carte care să ridice în slăvi o mare echipă, da? Cea a Borussiei, sau Rapidul, sau Dumnezeu știe ce. Miza rămâne în continuare poezia la Andrei Spurnea și pentru asta e tot respectul. Cu 10 ani în urmă, 10 ani, n-aș fi putut să sper că o să fim astăzi aici. Îți mulțumesc mult pentru asta. Altfel, dincolo de toate edictele și toate nebunile astea pe care le spune despre poezie, poezia nu trebuie să fie nici așa, nici altminte. Ea poate fi. Și astă seară eu cel puțin încerc să o sărbătoresc în calitate de prietenă lui Andrei Spurnea. Uite ce mi-a scris. Zice, dragă Soso, ești primul om căruia i-am scris pe Yahoo Messenger când m-am apucat de poezie. Când s-a apucat de poezie. Au trecut aproape 9 ani de atunci. Nu, habar n-am ce e cuvântul ăla. Prietenia trebuie să se... Prietenia trebuie să se consolideze la 10 anișori. Da, mulțumesc, deci. Aș vrea să revin apoi să dacă îmi dați voie să mai și recit un poem. Ceva mai târziu, dacă se poate. Eu atât am avut de spus. Sigur. Mă simt foarte ciudat că nu vă văd. Oare n-am putut aprinde? Foarte ciudat. Păcat că nu vă... Că nu, nu. Ei, cum e ritualul la voi, nu stricăm. Ah, ce bine este! Ce mulți sunteți! Ce mulți prieteni ai! Ce mai pot spune după inteligenta mea studentă, fostă studentă Anca? Ce mai pot spune după Soso? Păi am să spun că acolo, în spatele sălii, se află familia lui Andrei. Și acolo este fratele lui Andrei Mihai, care astăzi împlinește 27 de ani. La mulți ani, Mihai! Am aflat asta și eu acum un sfert de oră. Apoi am să vă spun cum l-am cunoscut pe Andrei. Acum 2 ani, în 2016, să fi fost toamna lui 2015, a fost invitată să țină un curs de scriere creatoare la revista de povestiri, invitată de Simina. Un curs de scriere creatoare legat de poezie și m-am gândit că ar fi
simpatic, mai ales că ținusem la facultatea de litere așa ceva cu 10 ani în urmă și mi-era dor. Și acum nu, aș mai ține un curs în afara facultății de litere de scriere creatoare, pentru că am rugat să mi se dea un astfel de curs la facultate și de 2 ani fac asta la litere. Și e foarte, foarte nostim, foarte simpatic ce se întâmplă acolo. Acum, prin mulți ani, prin 2004-2005, am început să... m-au rugat studenții mei să facem un cenaclu. Și până la urmă am ajuns să scriem un roman care se cheamă Rubik. Și atunci i-am rugat eu, măi, romanul nostru nu are sonor, nu are muzică, nu sunt muzici. Voi sunteți atât de tineri, nu e posibil să scrieți un roman despre voi, despre tinerețe, despre Bucureștiul anilor 2005-2006, să nu aveți muzici. Până la urmă le-am plantat eu acolo. După ce s-a terminat romanul, unul dintre preferații mei, Gruia Dragomir, mi-a spus că ar scrie un roman despre băieții de cartier. Și despre ce vorbiți voi? Păi despre fotbal, despre sport, și am spus, ar fi extraordinar dacă ai scrie un roman despre fotbal, despre băieții de cartier și cu muzica pe care tu o asculți și pe care mi-o tot trimiți. Uite, anii au trecut și Gruia încă nu și-a scris romanul. Și anii trec și dau de Andrei, care seamănă foarte mult cu studenții mei rubicii, studenții cu care am publicat romanul la Polirom, și mai ales cu Gruia Dragomir. Deci sunt invitată să țin acest curs. S-au înscris vreo 17-18. Simina mi-a spus că sunt prea mulți, nu? Și am spus, sigur că da. Pot să lucrez serios cu 18 oameni, poate cu 10, 7, 10. Deci trebuie să ne renunțăm la câțiva. Și apoi mi-a fost jenă să dau pe unii la o parte și am zis, o să ne descurcăm, o să vedem ce o să iasă. Și a ieșit foarte bine. Inițial mă gândisem să nu intre în echipa noastră cei care deja scriau foarte bine. Emma Ignățoi publicase o carte, Angelica Stan publicase o carte, Andrei publicase o carte, eu nu știam asta. Aveam să aflu spre sfârșit. Aveam să aflu însă că Andrei, pe vremea aia, se ocupa de pariuri sportive și la un moment dat i-am spus, dar tu rulezi un anumit tip de informație și muzică. Da, știam asta, pasiunea lui. Muzică, ascultă muzici, se ocupă cu faze, printre care și faza asta cu fotbalul, sportul, tenisul. Și am spus, știi, tu rulezi un tip de informație pe care nu rulează deocamdată nimeni în poezie. Acum, dacă ar fi să mă laud așa un pic, fac și eu cum făcea Marin Mincu, eu am pus un soundtrack într-o carte de-a mea care se numește Lucrări în verde, Pledoaria mea pentru poezie, și aveam muzici. Și asta se întâmpla în 2006. Și am tot așteptat o carte de poezie, dar chiar și de proză. Între timp am aflat că există playlist-a lui băiatul de la Mihnea Abidariu, dar n-am știut până astăzi de ea, n-am citit. Se făceau legături între tine și el. Și am tot așteptat un poet care să vină cu un alt tip de informație decât ce am tot văzut de ani și ani de zile încoace, aproape bine să zic de 20 de ani încoace. Așteptam de la 2000-iști sau de la post-2000-iști. Acum 2 ani am dat de un grup de liceeni și două dintre fete sunt acolo. Și ei aveau muzici, așa, natural. În poeziile lor, aproape toate poeziile tuturor, era sound-ul ăsta pe care mi-l doream atât de mult în poezie. Și am zis, voi sunteți, nu știu că sunteți altă generație, dar ceva se schimbă. Adică sunteți contemporani ca poeți,
cu sensibilitatea și cu gândirea și cu feeling-ul și cu, cu tot ce înseamnă puterea asta, energia asta a oamenilor tineri. Și este extraordinar. Dacă ar fi să aveți un prieten într-o altă generație, nici nu-mi place cuvântul ăsta generație, că generația cuvântul și numai cuvântul desparte oamenii. Există și acest precedent care este Andrei Zbârnea. Ajungând acum la... Deci el a scris 3 cărți și eu am adus cu mine o foaie. Am făcut un fel de poem în stilul lui despre ce e vorba în această carte. Are o poezie la un moment dat și versurile sunt așa, despre, 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 dar eu am luat câte un cuvânt și imediat o să vă spun despre ce este vorba în această carte prin chiar cuvintele pe care le folosește în cartea Andrei. Și mai am aici niște litere, sper să nu fi uitat ce reprezintă. S, G, C, R, I, M. S. Dumnezeule, ce-o fie? Să zicem că e sensibilitate. Nu, nu e sensibilitate, e și sensibilitate. Este social. Poezia socială, îmi vine să zic că dintre cei tineri până la Andrei, aproape că n-a existat. Poezie socială o făceau extraordinar înainte de 90, cei de la care am învățat cel mai mult ce înseamnă, nu neapărat poezia, ce înseamnă să fii un poet. Un poet având în afară de educație și cultură și sensibilitate, conștiință. Țin foarte mult la cuvântul ăsta. Am învățat când eram în liceu ce înseamnă să fii un poet, în primul rând de la un grup de poeți despre care multă vreme nu s-a vorbit, nu s-a știut, și anume poeții germani de, poeții de limbă germană din Timișoara, Acțiunsgruppe Banat, care publicaseră atunci Vânt potrivit până la tare. Din fericire, această carte s-a republicat acum câțiva ani, dar de atunci până acum, până la fenomenul Rezist, până la antologia asta în care au fost invitați poeții să se gândească, să scrie pe tema asta socială, poate interesează, poate, și poeții sunt alături de oameni obișnuiți, cum este normal să fie acolo în stradă, dar și în poezia lor. Andrei mi-a dat la un moment dat o carte și Kazim, și atunci am zis, uite, reînvie poezia socială, nu la modul stupid, la modul interesant, ideea asta că un poet este atent și în conexiune cu ceea ce înseamnă lumea contemporană lui, cu tot ceea ce este lumea contemporană lui. Acum vă spun, sincer, el a și venit după vreo 10 ani de poezie confesivă, intimistă sau, nu știu cum să-i spun, intimă. Ori e interesant și acest, Anca o să folosesc și eu acum un termen, de la Tonie, cred că este, atenția asta și pe ceea ce înseamnă extim. Deci nu numai intim, ci extim, adică la ceea ce se întâmplă în afara ta și cu care tu, poet, nu ai cum să nu fii în conexiune. Spunea Radu Vancu la un moment dat într-o prezentare că ești un post-confesiv. Ești un post-confesiv după un anumit tip de confesiune care, după părerea mea, obosise. Tu, rămânând un poet altfel confesiv, și cartea asta este o confesiune, o mărturisire. Ai un vers în care spui, nu sinagoga este locul în care se fac mărturisiri, poezia este locul în care se fac mărturisiri despre tine și despre ceilalți și despre lumea în care tu trăiești și pe care trebuie să o vezi și pe care mie îmi place să o văd în literatura contemporană. Deci poezia socială. G. Asta este gnomic. Poezia lui este o poezie gnomică, așa cum iarăși nu s-a prea făcut în poezia română. Dacă ar fi să dau un exemplu tare, ar fi Gelu Naum. Deci el este un poet gnomic.
Și la tine un numic soft, așa cum trebuie să fie în 2017 și e foarte și foarte bine că este așa. Apoi am aici CR, Dumnezeule, da, cred că cotidian și realitate. Este o poezie a cotidianului și o poezie a realității pe care n-am găsit-o. Îmi pare rău că trebuie să fac mereu trimiteri la context, pe care greu o găsești în poezia altora. Am avut senzația deodată că poeții mai tineri sau mai puțin tineri nu trăiesc în aceeași realitate în care trăim noi oamenii obișnuiți. Mă bucur că el vorbește despre cotidianul de acum, din 2017, cu limbajul cotidianului cu care poți să descrii cotidianul din 2017 și despre realitatea asta care e real life și second life și tot ce înseamnă realitatea asta a noastră, care este și realitate și virtual, într-un fel de banda lui Möbius care nu se termină sau care nu poate fi tăiată. Adică băiatul ăsta a prins ce înseamnă asta, cotidianul și realitatea din ziua de azi, haide să le ducem spre poezie, să le ducem în poezie. Și în sfârșit am I, dar mă repet, și anume că el rulează un anumit tip de informație interesantă, pe care o au oamenii tineri și care, din păcate, nu ajunge în literatura tuturor. Fetele care sunt acolo, ele deja sunt pe linia asta. Ele două și prietenii lor și i-am apreciat extraordinar de tare. Cândva am scris o carte de poezie, un fel de pledoarie pentru poezie, pentru studenții mei care mi-au spus poezie a se slăbi, nu ne place. Și am scris cartea asta pentru niște oameni super inteligenți, care aveau o cultură extraordinar de interesantă, dar care rulau alt tip de informație, nu decât mine, ci decât, să zicem, ce le cerea sistemul de educație. Și unul dintre... Nu le-am dat examen, le-am un fel de eseu, toată lumea a luat 10, bineînțeles, foarte frumoase eseuri despre poezie. Și unul mi-a spus, știi ce este poezia pentru mine? Este un tip de informație. Și asta mi-a rămas așa în minte. Informație emoțională, intelectuală, cerebrală, de sensibilitate, de toate felurile. Și în sfârșit am, dar am vorbit despre asta, bine a venit muzica în poezie. Și îmi place ce asculți. Și ai și aici două trimiteri la muzică și ai două trimiteri la filme. Eu aș, dacă ar fi să dau un regizor, pentru acest volum ai și David Lynch, l-aș da pe Bergman totuși. Și termin. Despre ce e cartea asta, care aduce nume din sport și nume din cinema și muzici și spitalul, realitatea spitalului și țări diferite și ce se întâmplă în țări diferite și despre ce se întâmplă în alte țări, Euromaidanul și Taksimul și Primăvara Arabă, despre asta era vorba în alte cărți de ale lui. Dar le readuce aici și bine face. Însă, spre osebire de celelalte două cărți, această carte mi se pare o carte confesivă, însă este o confesiune mascată. Despre. E ceva acolo, poate dacă n-ar fi existat un anumit poem, nici nu s-ar fi văzut. Dar s-ar fi simțit. Despre. Despre arbitraje. Acum, fac o mică paranteză. O să apară niște nume, niște cuvinte din sport. Ce să caute sportul în poezie? Fotbalul în poezie? Păi, fotbalul, lumea sportului este o lume, este pe ecran sau pe terenul de joc, lumea noastră cu toate ale ei. Și acum vin cuvintele. Lumea noastră obișnuită. Arbitraje în sport. Dar despre arbitraje vorbim și în viața noastră de zi cu zi. Arbitraje. Despre eliminare. În sport, eliminare. Și despre eliminarea din viață. Despre draperele coborâte în Bernă.
pe teren. Sau în viața noastră, dacă o luăm metaforic. Despre performanță în sport, în viața noastră. Despre entuziaști în sport, pentru sport, în fața ecranelor. Dar și entuziaștii din viața noastră, pentru literatură. Entuziaștii pentru literatură, pentru jocul literaturii. Despre retragere. Despre semnificația fiecărui număr din grămada ordonată. Generațiile sunt grămada ordonată. E bine să ne gândim la semnificația fiecărui număr din grămada ordonată. Despre comisiile de etică din sport, dar și din viața noastră. Despre dezamăgire. Despre rivalitate. Despre supremație. Despre manifestări triviale. Despre triplu distilat. E vorba de el aici, stilat. Despre fiara, fiara pe care poți să o citești în românește, fiara este un monstru, da? Dar fiara în suedeză? În islandeză înseamnă plajă. Despre fiara, fiara și fiara. Despre remene sau arie, despre nadejda, care înseamnă înseamnă și nădejde, despre misterul de probațiune. El a terminat la ASES, nu știu unde, la CNSC, la sociologie. Imaginați-vă că a terminat masterul de probațiune. Să le întrebăm la sfârșit ce e asta. Despre misterul de probațiune. El face probe, este un experimentalist. Despre mărturisire. Și mai am pe partea asta câte ceva. O definiție care mi-a plăcut foarte mult. Două, trei, câteva versuri de la el. Dragă Andrei, ai dreptate și te citez. Mergi pe aceeași partitură ca și cum ai fi propriul tău auditoriu. Și o definiție a poeziei care mi-a mers la inimă. Și chiar m-a impresionat foarte tare. Poezia e imnul Germaniei intonat de un ganez la finală. Păi, da. Cam așa este cu poezia. Poezia este imnul, cântă ganezul sau oricine altcineva, imnul Germaniei sau altcuiva. E frumos. Și vreau să mai spun la sfârșit ceva despre el. Când s-a nimerit să lucrăm împreună în 2015, eu le-am dat un exercițiu la care nu rezistă, nu reușește oricui. Foarte, îl dau din când în când studenților mei sau altora, poeți consacrați, ne jucăm, da? David Antin. David Antin este un poet american care își fixează un anumit public, de obicei public educat și tânăr, studenții. Și el se ducea, mai foarte în vârstă, se ducea în universități, le cerea studenților niște cuvinte și, pornind de la cuvintele primite, din cauza inteligenței lui și informației pe care o avea și sensibilității lui și puterii lui de poet, făcea un discurs poetic, o poezie, de fapt, intrând într-un anumit ritm, după părerea mea, absolut extraordinară. Dacă ai toate lucrurile astea și un ritm, îți ies lucrurile. Poezia fiind, de fapt, o expresie, o vorbire pentru ceilalți. Pornind de la toate lucrurile astea care sunt într-o persoană sau alta. Și le-am dat acest exercițiu, aveți cuvintele și până număr la 3 puteți să vă gândiți, eventual, sau nici măcar, 1, 2, 3, începe. Este ceva foarte greu, încercați acasă. Deci 5 cuvinte și încep să spui. Eventual pe un anumit ritm. Și întâi te blochezi. A, nu, stai, cum, unde, da, nu. Eu, mai ales dacă e un public în fața ta. Și sunt unii care încep și fac o propoziție. Fac 2, 3. Și sunt alții care duc chestia asta. O duc. O duc 10 minute, o duc 5 minute. 5 minute e foarte mult, dacă ești un începător. Iar pe Andrei l-am remarcat atunci, adică am zis,
Wow! S-a părut extraordinar. Avea cuvintele și spunea niște lucruri și inteligente, și emoționante, și frumoase. Și atunci m-am gândit, ăsta e un băiat deștept și poate și un poet bun, că n-aveam încă, nu-mi dăduse încă nicio carte. Deci, bravo, Andrei. Poate am vorbit prea mult, dar... Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți, că sunteți număr atât de mare în seara asta și apoi să o las pe Anca să mă întrebe ceva, că eu nu știu ce să spun. Mulțumim, Simona Popescu, mulțumim, Sorin Despot. Ce-ar fi să ne povestești cum ai început să scrii la, la cartea asta? Păi eu terminasem Kazim, 2014, l-am publicat la Harry Bennett și... ca după fiecare, ca la precedentul volum, mi-am luat o pauză în care să ies din cartea aia, să nu mă repet. Consider că pentru un scriitor român contemporan, mai ales poet, mi se pare o chestie absolut potrăvitoare să scrii aceeași carte de două ori. Mai ales că nu există o miză unui public numeros, nu există o miză financiară și de asta, dacă vrei să scoți ceva care să te ducă în altă direcție, e mai bine. Și m-am luat o pauză de câteva luni, am scris niște poeme, unele se regăsesc aici, două sau trei, dar nu, eu în general lucrez pe concepte și nu aveam în momentul ăla un concept, o idee sau măcar un zgomot de fundal de care să pornesc construcția volumului. Și întâmplarea fericită a fost că m-am înscris la acest atelier de care a vorbit și Simona Popescu și... Simona Popescu m-a încurajat, după ce am venit cu două sau trei poeme sportive la atelier, să mă arăt eu scris un ciclu sportiv măcar, sau chiar o carte. Și m-am gândit eu așa, încet, încet. N-am mers de la început, s-a terminat atelierul, am avut acea lectură faină în Londofon. A trecut puțin, s-a dus aproape un an de atunci, apoi am trecut în decembrie. De fapt, am mai avut un moment de cotitură în vară, când am stat vreo trei zile în spital. Și am văzut personajul Nadejda în tavanul salonului, unde erau 8 persoane, dintre care 7 erau peste 60 de ani. Eram cel mai tânăr de acolo. Și am văzut acel personaj, citeam atunci Satan Tango de Laszlo Krasznahorkai, fără nicio legătură. Citisem de curând poeții germani, de care a pomenit Simona mai devreme, pe care îi simt și eu ca o influență puternică la acest volum. Și am început să scriu a treia parte a cărții. Primele două cumva fusese scrise, nu erau foarte coezive. Mai mult, înainte de asta, în februarie 2016, am fost la Institutul Blecher și cu două, trei zile înainte, Claudiu îmi zice, băi, trimite și mie niște texte și aveam ceva, dar n-aveam ceva care să aducă ceva nou. Și am scris poemul Turneul celor cinci națiuni atunci, un poem cu despre, pe care cred că o să-l citesc și în seara asta. Și cumva și acela a fost un punct de cotită. Deci atelierul odată, în februarie 2016, Institutul Blecher și experiența din spital, pe care le-am reunit ulterior în decembrie am trecut, am lucrat două nopți la muncă, n-am avut prea mult de lucru și am rescris cartea, am dat o formă pe care am trimis-o la Fractalia, care după 8 zile mi-au dat răspunsul că te publicăm. Și bine am făcut. Da. Sunt șase națiuni. Da, sunt în formula nouă a turneului, au inclus Italia. România trebuia să fi fost inclus acum 25 de ani, regimul, sau mai mult, 30 ceva de ani. Ceaușescu a refuzat să includă România. România era foarte bună a rugby. O altă chestie, un amănunt biografist este că un unchiul meu care a decedat din păcate cu soția lui într-un accident a avut-o la Coșereni, în curba aceea, nenorocită, a fost capitanul echipei naționale de rugby care a învins Franța în 80 și ceva, deci îl cheamă Aldea. Mama trebuie să-mi spună, da? Aldea Mariana. Am bătut Franța, ceea ce este absolut fabulos. Ca și cum am fi câștigat campionatul mondial la fotbal. Deci este o... Pentru că la rugby nu există meciuri amicale și meciuri oficiale. Toate meciurile se joacă cu determinare maximă. Și faptul a bate Franța este ceva incredibil. Nu știu, ca și cum ar lua Mircea Cărtărescu mâine premiul Nobel la nivelul ăla de expunere și performanță.
Și de sunt 5, eu am mers pe varianta old school retro și am mers pe turneul celor 5 națiuni pentru că încă nu mi se pare că Italia se potrivește. Acolo e un fel de ciuca bătăilor, nu prea, să mă, am un prieten în sală care poate să mă corecteze dacă e, dar Italia nu prea a făcut performanță în turneul celor 6 națiuni. Cred că a trenat tot pe 5, dar nu sunt sigur. Da, o să fie rău. Nici nu dădeam eu seama că vei fi o carte doar ca să fii critic la adresa Italiei. Asta e foarte tare, da. Mă bucur mult că ai adus numele lui Valcu în discuție, mai ales că pregătire pentru seara asta m-am informat și inspirat de la el. E incredibil și mie mi se pare o diferență imensă de valoare între Kazim și cartea asta noua ta, Andrei. Un pas mare înainte. Ai amintit la rânduți mai devreme de venirea ta la Institutul Blecher, când ți-am reproșat că, glumele de rigoare, că deși ai că avem parte de la tine de o imagistică extraordinară și luxuriantă, mare parte din juxtapoziționările pe care le făceai atunci nu creiau sens în plus, nu dau dimensiune în plus, a treia dimensiune textului. În cartea asta nu mai pot să-ți reproșez lucrul ăsta, sunt mulțumit de-a dreptul. Tot de la Vancu, pentru că de acolo am pornit, erau trei mari dimensiuni pe care le nota despre poezie. De vreme ce n-am citit Pound direct, doar de acolo le puteam ști, ce anume melopea, fanopea și logopea. Da? Pare să că la nivel de logopea mi-a scăpat, deci mesajul e vorba de un mare deget mijlociu arătat Italiei. Nu mă așteptam la asta. Dar e ok, e interesant a textului, a cărții. Nu vedeam asta. Da, om serios, adică nu așa. Așa. La nivel de melopeia, de muzicalitatea textului, eu am senzația că ai început să te apropii de scriitura lui Radu Nițescu cu anumite frazări. Dar e doar o impresie, va trebui și cu adevărat, pentru a-ți da seama de reușitele la nivelul ăsta unei cărți, trebuie să le citești cartea. Și îți promit că o voi face. Da, absolut. Da, e altceva când e cartea în fața ta. Și pentru că am intervenit, deși voiam să-ți pun întrebarea inițial, pentru a spune ceva, am notat o chestie pe care a zis-o Simona și m-a lovit în moale de capuri. Anume faptul că aduci ceva nou în literatură, da? Că îți inspiri literatura dintr-un spațiu încă neexplorat. Am încercat mult să caut prin sertarele mele, să-mi dau seama cumva găsesc poezie despre fotbal măcar. Și țin minte câteva experimente ale lui Gelu Diaconu, despre Rapid. Ianuș, tot despre Rapid. Da. Însă sunt toate niște, sunt aproape toate niște exerciții de admirație, da? de contemplare a unei mari echipe. Sunt la limita imnurilor, dacă vrei. Sub nicio formă nu e explorarea asta lingvistică, care mi-e foarte dragă și mie. Știi? Să iei un limbaj care e propriu unui alt domeniu decât poezia și să-l explorezi din interior. Eventual să-l faci de la un punct încolo să-și piardă sensul sau să-și câștige dimensiuni în plus. Asta e admirabil, în final, pentru mine. Și acum revenim la Vancu, într-un interviu minunat pe care l-a dat el la Punct.ro, spunea că, dincolo de instrumentarul poetic, da, și de partea asta a esteticii poetice, dincolo de dimensiunea etică a poeziei, e foarte important ca poezia să folosească cuiva. Cui crezi tu? Mie, îți dai seama cum e folositoare. Dar cui crezi tu că e folositoare poezia ta? Asta e întrebarea. Păi, nu o să-ți răspund direct la întrebare, dar voi spune că în sală nu sunt mai mult de 20% poeți sau oameni interesați în mod direct prin poezie. Interesați sunt prietenii mei, oamenii cu care interacționez zi de zi, oameni de marketing, oameni pasionați de sport, oameni de PR, oameni
care sunt programatori, designeri. Și sunt de poezia ta. Da, tocmai, adică dacă ar, probabil mulți dintre ei, nu vreau să e falsă modestie, dar probabil n-ar fi venit la un eveniment în care se lansa o, nu știu, a 200-a carte a lui Leonard Dancuța. Nu știu. N-ar fi venit oamenii ăștia. Scuzați că am dat un exemplu. Și de ce nu merge cu Martin la rugby? Unde? La? Și de ce nu merge cu Martin la rugby? Nu? Este clasică așa. Pentru că atunci când fac o grămadă organizată, are senzația că vorbesc despre el. Ok. A zis mucă groasă, dar... Cred că da. Cred că ar trebui să ne citești. Da. Și apoi niște întrebări din public. Cine e curios, acum e momentul. Vrei să citești tu poemul ăla întâi și pe care l-ai ales ca să nu-l citesc eu și pe aia să-ți pară rău că l-am citit eu? Nu, sunt sigur că nu. Ok. N-am să o iau foarte cronologic, am să încep cu capitolul în care are un prolog și am să citesc și motoul din Vasile Petre Fati. Atunci am încheiat pace cu eschimoșii și încet am început să plâng. Șist. Adună martorii la o discuție aparent inofensivă, nu vor genera câștiguri pe termen lung, dar vor echilibra balanța. Sistemele de alarmă exagerează momentele de fericire pură. Abia atunci e cazul să intervii cu sânge rece. Teama te scoate din starea de latență încă din prima rundă. Cotele alunecă vertiginos spre zone în care mizele devin inefabile. Gardienii pichetează aceleași puncte multicolore de pe Google Maps. Sinagoga nu e cel mai bun loc pentru mărturisire. Escaladarea începe în momentul în care hamul se subțiază. Și pentru că Simona Popescu a menționat despre improvizație, am să citesc jurnalul. Am scris jurnalul ăsta chiar la curs, l-am mai adăugat una, două linii pe parcurs, dar în principal este scheletul celui pe care l-am scris atunci. Jurnal. La RMN mi-au dat să ascult Nightwish, tricoul negru și decolorat. Dimineața, sexagenarii sunt excesiv de politicoși. Tiamat surâde, pânza de păianj îmi crește. Mă strecor pe sub ușa din scara blocului. Normalitatea se scrie cu pudră de talc. Femeia de 70 se dă în balansoar, trec impasibil pe lângă ea. Federer îl învinge pentru a 17-a oară pe Wawrinka, elvețianul zâmbește. Tot în stilul Comartin Grămadă Ordonată, Gaudeamus 2015, 40 de minute pe liceanul peripit. Metroul din Bruxelles nu circulă zilele acestea. Spaima iese din pliculețe de ceai aburind. Luminițele de la universitate se vor stinge la un moment dat. Nu am putut să-l privesc niciodată în ochi pe Djokovic. Pe 4 ianuarie am trimis prima scrisoare din ultimii 20 de ani. Cum să desenezi un gât de girafă și să nu fii descoperit? Cum să dormi în vagonul cu șet al trenului Satul Mare, București? Să răceala pătrunde și în cele mai neînsemnate cotloanele corpului și minții. Am reușit să reglez robinetul care face legătura între bârloc și fericirea de moment. Brexit, 120 de minute fără șuturi pe poartă, în așteptarea loviturilor de departajare, publicul adulmecă spoturi publicitare. Învață derapajul controlat în fiecare săptămână. La sfârșitul sezonului vei culege roadele. Am să mai citesc acum în secvența asta un poem și apoi dacă aveți voi întrebări. O să citesc un poem pe care l-am scris pentru că am pierdut un pariu. Un prieten care e în sală, Paul, mi-am pariat cu el că Djokovic nu o să câștige Roland Garros un anul ăla. Djokovic nu câștigase Roland Garros niciodată și i-am spus că dacă câștigă Djokovic, am să-i scriu un poem. Nu știam că va intra în carte sau ceva, dar a fost și acum îi citesc poemul ăsta lui Paul Popa. Sunt băieții din fanclubul Borussia Dortmund, pe care îl frecventez în fiecare săptămână. E o reprezentare destul de bună în sală. Paris, 5 iunie 2016. Coafura rezistă celor mai sofisticate forme de nesupunere, pronunției deficitare în limbile sârbă, croată și filipineză. Casele de pariu nu se amestecă în blaturile din turnele ITF. Ele dețin controlul, sunt și capul și pajura oricărei monede. 7 break-uri confirmate în fiecare set. Mingi de meci irosite cu seninătate. Cote volatile, cote disproporționate, pariuri anulate din motive obiective.
Orașul seamănă tot mai mult cu umbrela unui pictor englez din clasa de mijloc. Ambițiile unei națiuni, concretizate la Wimbledon în 2013, privirea sârbului e din ce în ce mai abruptă, Bizarro Joker îi lasă locului Nole în acele zone în care patinajul devine o formă particulară de tenis. De aici se naște intoleranța la gluten ca formă de dominație în circuitul ATP. Intoleranța la gluten sau există viață și după Stan Wawrinka. Intoleranță la gluten sau drumul de la Bjorn Borg la Roger Federer și de la Martina Navratilova la Lucy Safarova. Orașul seamănă tot mai mult cu umbrela unui pictor englez din clasa de mijloc. Mersi. Și să mergem la cerere. Din un fragment din turneul celor 5 națiuni, poemul care dă titlul acestui volum, despre board game-uri ca nouă religie, despre camere proiectate asimetric, despre războiul Canon vs. Nikon, despre Eagles of Death Metal, despre reclamele plasate în câmp deschis, despre adepții marketingului, despre Quentin Tarantino, pelicula de 70 de milimetri, despre Deadpool și isteria Marvel, despre bugete aproape infinite la PSG și Manchester City, despre Sheikh, Abramovici, Roman nu Marina, Jose Mourinho și Catenaccio. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări din sală, curiozități, dacă nu, poate îl întrebați apoi după, în timp ce luați un autograf de la Andrei. Mulțumim tuturor astăzi seara că ați venit. Sosu, nu te-am văzut, scuze. Mi-e drag să citesc și una. Așa știi că cred că am un răspuns la... La minunăția asta, că e ieșit de exercițiu la, sub presiune. E probabil cel mai dispus să greșească și deci cel mai dispus să învețe rapid dintre oamenii, numai poeții pe care cunosc. Și deci o să se arunce cu capul înainte și, indiferent că greșește sau nu, să aibă ocazia să învețe mult mai repede decât noi, care ne câcâim și cum, ce, nu? Nu aici, lăsați-mă să mă pregătesc. Endoscopie. Asta pentru că mă doare burta. Nadejda, o să am nevoie de ajutorul tău la două cuvinte. Cum se citește? Mahjong, e bine? Sincer, da. Așa. Și Vlore. Vlore e o locată de la Vlore. Nu cum se citește. Nadejda desenează planuri extinse pentru cartierele din sud. În fiecare noapte pierde cel puțin 2 ore cu hărțile colorate din Heroes, Might and Magic. Fiecare campanie e o imersiune a unui corp străin într-un alt corp străin. Nadejda se teme de infecțiile nosocomiale. Mai mult decât ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Nadejda nu a înțeles regulile de la Mahjong și nici saloanele de spital cu mai mult de 6 paturi. Flore. Nu poți concepe un campionat mondial sau european fără squadra Azzurra. Cum are alt sens, știi? Nu ai descoperit încă beneficiile reale ale Google Maps și lucrezi 10 ore în redacție de politică externă a unui cotidian important. Sudul orașului are încă multe necunoscute pe ruta Reykjavik-Vlore. Motoarele de căutare nu au oferit niciun rezultat. Deadline-ul, acea formă particulară de circulație acceptată la controlul pașapoartelor. Și încă unul și apoi am să te rog să citești tu un poem. Ăla. Megalo. Două bătrâni răsfoiesc un album foto. Mașina timpului s-a oprit în 1996. Metroul din Budapesta e cea mai intuitivă aplicație de Android. Fără un motiv anume, admirăm mărțișoarele din piața trandafirilor. Undeva la mansarda hotelului, o lumină difuză reglează orașul. Rata suicidului continuă un trend descendent. Copilul de 4 ani plongează pentru prima dată în piscină. De ceva vreme zbor cu avioane la căror aterizare nu se aplaudă. Insist să citești textul ăsta pentru sunt acolo, sunt ok. Cred că e fix dataism ăsta, e poezie sonoră. Punct fix 4. Nu am studiat islandeză la școală, nici nu intenționez.
Goalkeeper, Hannes Dior Haldorsson. Right back, Birkir Mar Sævarsson. Central back, Ragnar Sigurdsson. Center back, Kari Arnason. Left back, Ari Freyr Skulason. Right midfielder, Johan Berg Gudmundsson. Kapitan, Aron Gunnarsson. Central midfielder. Central midfielder from Everton, Gylfi Sigurdsson. Left midfielder, Birkir Bjarnason. Central forward, Kolbein Sigurdsson. Central forward, Jóndal Bodvarsson. Este echipa Islandei care a învins Anglia la campionatul european în 2016, moment pentru care am renunțat la toată simpatia mea pentru nemți și i-am susținut acum pentru calificarea la campionatul mondial și i-au câștigat o grupă cu Turcia, Ucraina și Croația. S-au calificat direct la mondial, ceea ce e fabulos. Mulțumim tuturor, mulțumim Andrei pentru această performanță de a citi poemul. Mulțumim Simona Popescu, mulțumim Sorin Despot și mulțumim tuturor celor care ați venit astăzi seară și acum liber la autograf. Și la mulți ani, Mihai!